am regăsit, dragi prieteni, la o nouă emisiune despre intervale de această dată. De fapt, majoritatea emisiunilor noastre se petrec în acest interval, între Scriptură și ziar. Un interval în care desfășurăm o aventură a cunoașterii, realității din prejurul nostru, o aventură a spălării minților noastre cu apa cuvântului ca să putem vedea mai bine, să vedem mai clar lucrurile care ne înconjoară. De această dată vom discuta despre un alt fel de interval. Am revenit în studio cu un prieten. După o primă emisiune, în discuțiile noastre au apărut subiecte noi și un subiect care cred că este foarte interesant pentru dumneavoastră, și anume condiția artistului în Agora, în forum. Cum anume ne exprimăm ca drept credincioși într-o lume care este strâmbă. Cum anume promovăm arta creștină într-o lume care o refuză. La sfârșitul emisiunii trecute am avut o discuție despre condiția de artist al lui Iurie și nu numai atât. Invitatul meu este Iurie Cojocaru și ne mărturisea, ne mărturisea i data trecută Um, un lucru care m-a făcut să trăiesc alături de tine, această condiție a dislocatului, a celui care nu-și găsește locul nici într-o parte, nici în alta. Spuneai că ești în Republica Moldova, locul tău natal, și acolo ești privit ca român, ca românaș. Ești în România și ești privit nici măcar ca moldovean, ci ca rus. Mi se întâmplă și mie acest lucru din cauza accentului meu să fiu privit aici, ca moldovean, în locurile în care am copilărit, ca ardelean, dar am adus apoi discuția despre uh, biserică. În biserică, voi, artiștii, sunteți priviți ca unii care creează idoli, imagini în societate sunteți respinși că sunteți credincioși, că sunteți școala aia de artă a pocăiților. Poți să ne spui ceva despre această frângere între cele două lumi, artist, artist creștin, creștin, creștin artist? Da, e de multe ori o senzație neplăcută atunci când ești între Ciocan și Nicovală, dar Poate fi și benefică această stare pentru că încă o dată ne poate arăta că practic noi aparținem de o altă lume și nimic nu ne aparține aici pe pământ. Dacă aș spune câteva cuvinte despre arta care o fac sau arta creștină, până la urmă cred că în tot ce trebuie să fac trebuie să vestesc despre lucrurile frumoase, despre viață, despre moarte. Și dacă societatea de consum te obligă să promovezi anumite genuri de artă, noi, ca și creștini, ar trebui să avem o voce, ar trebui să avem o, o direcție foarte clară în ce privește arta plastică, arta vizuală, și ar trebui să ținem tare de această cale. Pentru că. E o presiune fantastică asupra noastră, asupra tuturor artiștilor și moda care vine și vezi în fiecare zi ce apare și senzațiile astea tari, cumva te, te pune pe gânduri, merită să continui pe calea respectivă sau te-ai da pe partea cealaltă și ai face exact ce societatea cere, ce societatea consumă, ce îi place? Eu cred că un artist are o, are o obligație față de societate și o datorie de a, de a vesti frumosul, frumusețea lui Dumnezeu. Săptămânile trecute ați realizat un act foarte curajos. Ați ieșit realmente în piață, dar în piață-piață, nu mai simbolic Agora Forum, ci chiar în piața cetății, în Cluj, în centrul orașului. Ați realizat un proiect care a apărut în ziare, un proiect care are de-a face cu oameni, cu mulți oameni, uh, un, o construcție uh, gigantescă prin numerele despre care este vorba, prin realizare, prin timpul uh, care a fost consumat la re, realizarea acestui proiect, un, un proiect care a fost imediat sesizat de oameni, de pe stradă și numai de presă, de primărie spune ne câte ceva despre acest proiect care este de fapt un proiect de vestire, de proclamare, de propovăduire. Da, ne-am gândit la o la un happening, la o instalație de artă și ca metaforă am ales orașul, pentru că locuim în Cluj și am zis cum ar putea reprezenta orașul fără oameni. Și atunci ne-am gândit la o schelă metalică într-o formă de cruce și de ce cruce pentru că până la urmă sacrificiu undeva există în fiecare dintre noi și cred că există și în acest oraș plus am legat crucea de cele patru puncte cardinale nord-vestul este având în vedere că Clujul este capitala Tineretul, anul acesta da, se declarată da, capitala tineretul. Da, și da. această schelă practic bine ancorată, dar ea fără culoare, fără oameni este moartă, exact orașul cum ar fi lipsit de oameni cum aș plimba prin oraș și n-aș întâlni niciun om probabil după două ore aș fugi din oraș pentru că ar fi ca o groază, ca o spaimă tot așa are și schelă aceasta metalică fără culoare, era moartă. Și atunci ne-am gândit: Fiecare om, dacă ar lua o plăcuță de 20 pe 20 și ar picta, am încercat să îmbrăcăm această schelă cu oameni, cu povești, cu istorii, cu speranțe, cu atingeri. Și până la urmă, s-au montat niște corturi în centru, s-au dat culori, s-au pus niște mese. Uh, li s-a oferit fiecărui participant o plăcuță și pensule apă culoare este o plăcuță din placaj de plop din câte am înțeles ca da. să fie ușoară, rezistentă la intemperii culori rezistente Culoarele la intemperii culorile sunt acrilice uh, a, a plouat, ne-a prins și ploaia absolut n-am avut nicio problemă, nu s-a spălat partea cea mai faină a fost uh, dincolo de așteptările noastre am avut foarte mulți oameni uh, <coughs> Am mers, am mers pe ideea de tu dai culoare clujului, culoarea ta contează. Când am spus chestia asta, nu ne-am referit la cei care sunt de altă culoare, ca și discriminare, ba din potrivă, am avut oameni absolut de toate naționalitățile, aș spune, pentru că am avut și japonezi. Am avut și asiatici mulți, am avut nordici. Cu alte cuvinte, eu cred în această lucrare să. Unit absolut din toate națiunile, oamenii și-au au dat culoare clujului. Am întâlnit și oameni fine, care efectiv au revenit și a doua zi, și a treia zi, și nu se mai lăsau duși de acolo. Am întâlnit oameni care au revenit și își căutau fiecare pătrăț ca lui, de la ce etaj a ajuns, pentru că această instalație a avut 6 metri înălțimea, pe 9 metri deschiderea și pe 9 metri. Practic, s-au montat în jur 236 de panouri, în jur de 6000 de plăcuțe și cu voluntari și cu participanți, uneva peste 6000 de participanți am avut la această lucrare. Deci au fost 6000 de plăcuțe, fiecare plăcuță este prinsă în este are 4 orificii, patru găuri. Un atelier am înțeles că a muncit vreo șase zile în continuu numai ca să perforeze plăcuțele și ele sunt legate în mod simbolic prin bride. Niște, prin niște bride. Mă interesează un lucru care cred că este important pentru telespectatorii noștri. Ați încercat să implicați bisericile? Au reacționat? Au venit lângă voi o astfel de acțiune? În care reușești să creezi un, o punte de dialog cu omul, omul se exprimă, poți porni o discuție de la uh, lucrurile pe care le-ai exprimat. Văd aici ideograme japoneze, uh, văd o față veselă, văd flori, văd soare, văd un punct alb în, în, uh, pe negru, văd lozinci creștine, văd un alfa și omega, tot felul de imagini. S-ar uh, fi creat punți excelente pentru dialog. Au venit, au fost prezente din voluntari care s-au anunțat, au venit cât s-au anunțat, au venit mai puțin. Da, eu cred că, bine, până la urmă, noi ce ne-am propus, ne-am ne, -am, ne -am țintit scopul, dar ne-am fi așteptat la mai multă implicare a bisericilor din și Cluj. Și asistență spirituală. Și asistență spirituală. Niciodată nu au fost suficient uh, voluntari. S-au înscris mai mulți, au venit mai puțini. Uh, dar uh, am simțit realmente, am simțit nevoie și lipsa de, de voluntari din partea bisericilor din Cluj. Poate că la următoarea lucrare, având în vedere că avem deja o experiență de genul ăsta și a fost o experiență, zic eu, de bun augur, pentru că real, realmente a fost o lucrare de monumentală în centrul orașului, în care a avut un impact extraordinar. Tin să cred că voluntare vor fi mai mult, mai mult ca atât încă nu cred că societatea românească e pregătită pentru voluntar, pentru voluntariat. Și asta se simte în, în general. Plan, în Nu general, numai da, pentru asta, voluntariat exact. religios, ci în general pentru ideea de voluntariat. Dacă, în general ne place <laughs> să facem comparație cu vestul. <laughs> dincolo lucrurile stau altfel. Eu cred că suntem în creștere și în, în proces de, de, de crearea voluntarilor și de a simți implicarea directă în societate, pentru că până la urmă, voluntarul are cea mai nobilă acțiune în societate, atunci când dăruiești, atunci când faci uh, gratuit pentru societatea ta, pentru orașul tău, eu cred că este un lucru dumnezeiesc pentru fiecare dintre noi și uh, ar merita încurajați, inclusiv cei din biserică și eu cred că biserica ar trebui să fie pe, pe baricade în aceste cazuri, pentru că doar așa am putea arăta uh, că, ce, ce faci pentru Cluj contează. Și pentru Iată că voi puteți funcționa, voi artiștii, puteți funcționa ca niște spărgători de gheață înainte, pentru că imaginea este penetrantă, imaginea deschide, uh, uh, sparge inimi împietrite, uh, creează emoții. Voi ați fi putut sau puteți fi în continuare și dacă ne gândim la re, uh, reluări un, ale unor astfel de evenimente, Văd în artist, spunem dacă greșesc, văd în artist un, un pioner, cum sunt pionerii în armată, care deschid, creează podurile și apoi uh, armatele spirituale ale bisericii pot să calce pe aceste punți care sunt odată deschise. Putem să um, ne manifestăm ca să are și lumină în societate, putem să aducem acea lumină în care viețile să fie uh, puse și întoarse. În, înspre adevărata lumină, înspre Dumnezeu. Văd că au participat din, din toată suma asta. Este, avem panou 64 din 200. 235 sau 236? 200, 236 de panouri. Avem panou 64. Văd o prezență creștină din simbolistică, recunosc simbolistică, văd o prezență creștină totuși semnificativă. Ai stat acolo și ai văzut uh, cam ce fel de lume s-a perindat. Uh, cam care crezi că a fost proporția de creștini care au dorit să se manifeste în felul acesta prin manifestând de ca artist amator. Mm. Acum încercând să transmit un mesaj coloristic mm. lumii în care trăiesc. Uh, cred că nu nu aș putea să dau uh, date concrete pentru că uh, am fost uh, cumva într o hor în care realmente am pierdut uh, vizual uh, aceste informații, le-aș zice eu, pentru că, uh, spre exemplu, într-o dimineață am avut în jur de 60 de copii și eram uh -huh. singur acolo și uh, erau de la liceu Coșbuc din Cluj. Uh, înainte, Aduși de profesoară? Da, doamna profesoară a fost uh, în da. prima zi, a văzut uh, ce se întâmplă, a rămas impresionată și m-a întrebat da. dacă ar putea să aducă copiii la, de la ora de pictură la a doua zi. Și, sigur, am fost foarte deschiși și suntem, iar de, am deschiși și dimineața ne-au așteptat oamenii pe stradă, doi tineri au venit și ne-au ajutat și am pus mesele, am pus culorile, am dat pensule și copiii au intrat în, în, în lucru. În sensul că, au fost efectiv, au fost oameni de, de toate felurile. Așa cum acest panou arată mai multe mesaje creștine, acum nu neapărat Poate fi exact din biserica evanghelică un mesaj de genul ăsta, mă gândesc, pentru că sunt creștini și din alte biserici care cred că ar putea să-și lasă un mesaj. Oricum s-au creat <coughs> dialoguri indirecte, unii au pus, spre exemplu, Dumnezeu este bun tot timpul, Dumnezeu este bun, altul spune cred în unitate, în familie, în comunitate. Uh, sunt ideograme uh, japoneze, dar sunt și uh, litere evreiești aici. A fost un dialog indirect, un dialog cumva îmbrățișat. Uh, mesajele au putut fi văzute, mesajele lăsate de credincioși pentru necredincioși și văd aici... Intuiesc că este vorba de liber-cugetători, care și-au pus, de atei, probabil, care și-au pus mesajele. Oamenii au putut, uitându-se și căutându-și propria plăcuță, să vadă neapărat și plăcuțele care au înconjurat plăcuța lor. Apropo, au fost să-și caute plăcuțele, oamenii da. să vadă în ce poziție. A fost și au revenit și aici a fost un lucru extraordinar, un spectacol în care oamenii s-au întâlnit cu alți oameni căutându-și fiecare plăcuța, s-au ciocnit cumva unii, de, unii alții. de alții și a existat un moment în care s-au legat relații, s-au legat povești au râs, au mm -hmm. discutat probabil au încercat să-și explice unul altuia ce au vrut să reprezinte pe exact, plăcuța învecinată exact, exact am avut oameni care uh, au pictat, au revenit și le-au cerut să le dăm acele plăcuțe, au insistat. Am avut oameni, un grup de străini care treceau ocazional prin Cluj și uh, au fost fascinați de ce s-a întâmplat și au pictat și au vrut mm -hmm. să cumpere, bineînțeles că nu s-au vândut pentru că scopul nostru nu era de a vinde. În prima noapte s-au luat uh, mai multe, vreo 14 plăcuțe. Mm -hmm cred că le-a plăcut foarte tare și au vrut să meargă cu ele acasă sper că proprietarii și au luat proprietarii sau nu erau niște plăcuțe pictate de studenți de la Artele Plastice și cred că arătau mai deosebit Uh, au mai fost voci care au zis să nu punem, să alegem, să punem doar cele bune cu mesaj uh, am fost uh, eu am fost uh, de principiu să punem absolut în mare parte absolut uh -huh. tot, mai puțin lucrurile care țin de o zonă mai interzisă așa uh -huh. uh, pentru că până la urmă Clujul este așa cum este și cu bune și cu rele. Nu putem prezenta doar, doar mesaje creștine pentru că aici au fost absolut de, de la Mic la mare, de la român, englez, american și alte naționalități. Cu alte cuvinte, un respect față de oamenii care au lucrat. Am ținut să discutăm despre acest lucru, despre acest proiect, pentru că văd <coughs> în tipul acesta de happeninguri um, o modalitate, uh, odată. Cred că ideea voastră poate deveni. O, o poate deveni seminală și pentru alte minți care sunt în căutare de uh, modalități de expresie uh, față de lumea înconjurătoare. Cred că poate da soluții și pentru alți artiști care nu știu cum să uh, iasă în uh, piața publică să-și afirme crezul cred că poate fi ceva care odată făcut poate deveni o experiență și din care voi ați câștigat o expertiză și puteți să îi sfătuiți și pe alții cum anume ar putea crea evenimente asemănătoare în alte orașe ale mm. țării, în alte zone și colțuri ale lumii ideea generoasă pe care o văd în spatele acestui gen de proiecte este că putem crea dialog putem crea pârtii pentru cuvânt. Este un, un cuvânt din scriptură, și în lângă pictura aceasta îmi vine în minte uh, acest, uh, acest șir de versete. Dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut, și cum vor crede în acela despre care n-au auzit, și cum vor auzi despre el fără propovăduitor, și cum vor propovădui dacă nu sunt trimești? După cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia dar nu toți au ascultat de Evanghelie, căci să aia zice, Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră. Uh, cu siguranță, în momentul când îți asumi riscul de a ieși în piață, poți să fii criticat, uh -huh. poți să fii scuipat, înjurat, uh, poți să fii bagiocorit. Ce ați făcut voi este un lucru curajos și cred că poate deveni o modalitate de trimitere a bisericii către artiști ca uh, Până între ghilimele, ca apostol, pentru că apostol, de fapt, înseamnă trimis, ca apostol în locurile în care noi nu ajungem. Mi-este foarte ușor, ca predicator, să stau, cum spunea un, un alt predicator, la un metru deasupra oricărei controverse. Când ești la Amvon, când ești la pupitru, ești deasupra oricărei controverse, nu poți fi atacat de acolo. Când ești în stradă cu oamenii, când pictezi alături mm. de ei, când uh, lucrezi alături de ei, când uh, îi spui ce să dea mai încolo, să poți avea loc să pictezi, atunci este un alt uh, tip de relație în care cred de asemenea că se poate semna lumea. Mm. Care este uh, plăcuța care te-a cel mai mult? Există o astfel de plăcuță? există mai multe că într-adevăr având în vedere în jur de șase de plăcuțe în jur de șase povești sau șase atingeri de plăcuțe dar una totuși care m-a atins cel mai tare a fost un portret a unui gabor uh -huh. a venit un domn cu o pălărie mare și s-a -a uitat ce se întâmplă acolo și i s-a dat o plăcuță o pensulă și din două clipe a făcut un autoportret extraordinar de frumos, a fost admirat de foarte multă lume. A venit, a plecat și nu s-a mai întors, dar portretul uh -huh. a rămas. O altă poveste a fost a, care a fost de-a dreptul cu tremurătoare. O doamnă a venit cu vreo câțiva elevi, a, cu deficiență, și au pictat toți. Erau vreo 5 sau 6. Și deficiențe uh, psihomotorii, psihice deficiențe mentale? Cred că mentale, uh, și chiar unul nu vedea deloc, uh -huh. și uh, aproape zărea, dar a fost condus de, de doamna uh -huh. profesoară. Eu n-am știut, doar mi s-au dus plăcuțele și mi-au zis că au gătat și, bineînțeles, uh -huh. noi luăm acele plăcuțe și le puneam pe o altă masă pentru a fi montate, a fi legate. Uh, mi-a plăcut și, în general, asta am practicat cu fiecare. Plăcut să încurajez oamenii uh -huh. ce au făcut și chiar să ating locurile unde mi-a plăcut zona de pictură sau de uh -huh. compoziție sau de culoare. La unul dintre ei a fost o chestie impresionantă. Am crezut că are cunoștință plastice pentru că, realmente, a fost o bijuterie ce a făcut. Uh -huh. După ce l-am încurajat, i-am mulțumit, l-am rățișat și a plecat, doamna mi-a zis că nu vede. Hmm. Extraordinar. Și chestia asta m-a atât de tare m-a hmm. atins, am zis că dacă un om care nu vede a știut să facă un lucru atât de frumos, noi care avem absolut toate lucrurile în ordine, mi-a fost realmente o rușine cumva de mine că n-am nu, 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 valorificat încă totul din, din ce mi-a dat Dumnezeu. Și nu știu, am fost realmente n-am să uit acea, acea întâlnire historii. cu acești copii minunați. Probabil au fost strigăte ale oamenilor singuri, au fost strigăte de bucurie, strigăte de durere care s-au transpus în vizual. Care e destinația acestor imagini? Am înțeles că ați fotografiat plăcuță cu plăcuță, deci aveți circa 6000 de fotografii. Da. N-am fotografiat chiar plăcuță cu plăcuțe, am făcut fotografiat doar un panourile, panourile, <laughs> pentru că așa au fost legate, așa au fost expuse și destinația lor, noi am vrea să le dăruim aceste panouri la comunitatea clujană și urmărim spații publice unde pot fi, unde pot fi văzute, văzute. Și, spre exemplu, zilele trecute am discutat cu managerul de la spitalul de infecțioase, a fost foarte deschis. Sunt holurile spitalilor care, realmente, sunt vicioasă, uh -huh. fizic. Și-ar și aduce puțină și -a culoare, și, un pic de culoare. și mai mult ca atât Personal, dacă aș, picta una dintre, aș fi pictat una dintre aceste plăcuțe și după un an sau doi m-aș fi întâlnit cu acea plăcuță, cred că aș fi avut mari emoții în fața acelei plăcuțe. Automat m-aș reîntoarce în, în acea zi în care am pictat. În... Probabil se poate realiza un album, de ce nu? Un album uh, uh, în, uh, în culori. Cu scurte istorii, ar fi interesant să puneți aceste istorii, să nu le uitați, să le, fie să le înregistrați, fie să le notați, să le schițați, și, cine știe, în viitor să avem un astfel de album care să stea mărturii acestei experiențe umane ă, extraordinare. Dragi telespectatori, timpul nostru se apropie de sfârșit, am fi continuat cu alte, alte istorii pe care eu le-am aflat deja probabil în albumul acela vom afla mai multe dintre aceste istorii. Este o experiență fascinantă, poate nu numai mie mi se pare interesantă, mie mi se pare interesant acest gen de experiențe pentru că pe străzile din Oltenia, în Misiune sau în Bucovina sau în Banat sau în alte părți de pe unde vin studenții mei, căutăm modalități noi de a vesti Evanghelia. Sunt locuri în care pământul este atât de bătătorit încât îți trebuie astfel de experiențe penetrante pentru a crea dialoguri. Și probabil, pentru cei care sunteți în orașe în care prezența evanghelică este foarte mare, relaxant de mare, probabil presupuneți că acest fel de ciudățenii nu sunt binevenite. Acolo unde oamenii nu au auzit și avem o generație care a au auzit din ce în ce mai rar și din ce în ce mai puțin Evanghelia, astfel de uh, noutăți uh, sunt extrem de interesante, mai ales pentru generația Facebook. Uh, vă doresc succes și aș dori să aveți o creativitate demnă de cei care sunteți creați de Creatorul o creativitate pusă în slujba Evangheliei. Mulțumesc, Iurie, și Mulțumesc, multă inspirație în continuare.